Patru persoane din comuna Cândești, județul Botoșani, au fost implicate într-o bătaie în grup pe terasa unui local public. Incidentul a avut loc pe 28 iulie 2024, în jurul orei 22.00. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi bărbați și două femei s-au agresat reciproc, provocându-și leziuni fizice. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 5 Mihaileni au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele celor patru persoane. Aceștia au vârste cuprinse între 26 și 46 de ani și sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cele patru persoane au fost introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Dorohoi. Polițiștii investighează și implicarea altor trei persoane în acest incident violent. Acest incident subliniază importanța menținerii ordinii publice și a intervenției rapide a autorităților. Poliția continuă să monitorizeze situația și să ia măsuri pentru a preveni astfel de conflicte în viitor. Rămâneți alături de noi pentru mai multe actualizări despre acest caz și alte știri locale.